Bună ziua! Vreau să vă prezint mai întâi decizia de politică monetară a Băncii Naționale. Voi începe cu comunicatul. Comitetul Executiv a Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 13 septembrie 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, la nivelul 21,5% anual. Se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 23,5% anual și la depozitele overnight la nivelul de 19,5% anual. Decizia Comitetului Executiv vine în contextul propagării măsurilor restrictive de politică monetară adoptate anterior, efectele cărora vor continua să acționeze o perioadă mai îndelungată, date fiind decalajele în transmisia acestora. Încetinirea inflației anuale confirmă efectele măsurilor anterioare, creșterea lunară fiind sub un punct procentual. Astfel, decizia de astăzi urmărește temperarea în continuare a creșterii prețurilor de consum, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea intermedierii financiare în moneda națională și a economisirii în defavoarea consumului, echilibrarea balanței comerciale, precum și ancorarea așteptărilor inflaționiste. În vederea atenuării presiunilor asupra balanței de plăți în perioada rece a anului, generate de prețurile înalte de import la resursele energetice, BNM consideră necesară raționalizarea consumului populației și gestionarea eficientă a stocurilor agenților economici. Reiterăm că BNM va relaxa politica monetară pentru orientarea inflației spre țintă, odată ce proiecțiile viitoare vor arăta premize întemeiate. Informațiile macroeconomice noi confirmă în mare parte validitatea ultimei prognoze. Rata anuală a inflației a continuat să crească, ajungând în luna august 2022 la 34,3%, cu 0,8 puncte procentuale mai mult decât în iulie 2022 și fiind ușor inferioară nivelului anticipat în cadrul ultimei prognoze. Accelerarea prețurilor pe piața internă a fost determinată de creșterea cotațiilor internaționale și regionale la produsele alimentare și la resursele energetice. Ajustarea tarifelor la gazul în rețea, energie termică și cea electrică, creșterea prețurilor la carburanți, dar și dinamica ascendentă a salariilor au majorat costurile pentru agenții economici, care și-au reflectat treptat în prețuri. Războiul din Ucraina a creat presiuni suplimentare asupra prețurilor la produsele alimentare, combustibili și a unor componente ale inflației de bază. Presiunile din partea cererii au pierdut din intensitate. Mediul extern. Criza energetică în Europa continuă să se adâncească. Prețul la gazele naturale depășind recent nivelul de 3.000 de dolari SUA pentru 1.000 de metri cubi. Prețurile externe la petrol și la alimente au scăzut ușor. Ultimele mai lent decât s-a anticipat, recolta din emisfera nordică fiind neuniformă. Euro coborâse sub paritate față de dolarul SUA până la decizia de majorare a ratelor cheie a Băncii Centrale Europene din 8 septembrie 2022. Evoluția rublei rusești rămâne imprevizibilă. Deși noile date statistice conturează tendințe mixte în activitatea economică, în general, confirmă contractarea anticipată pentru trimestrul 2-2022. În același timp, evoluția PIB pe termen mediu este afectată de riscurile semnificative asociate conflictului din regiune.
Ratele de dobândă la credite și depozite noi în moneda națională au continuat să crească și în luna august. Acestea fiind în urma măsurilor restrictive cumulate de politică monetară, evoluția respectivă fiind robustă chiar și după excluderea efectului reponderării. Au crescut și ratele de dobândă la depozite în valută. Balanța riscurilor abaterii prognozei inflației rămâne echilibrată. Deși incertitudinile sunt pronunțate, cel puțin de pe urma situației tensionate în regiune și probabilitatea escaladării ei. Incertitudinile ipotezilor externe au sporit așteptările privind activitatea economică mondială, continuă să se înrăutățească, iar riscurile creșterii costurilor de producere și transport rămân înalte. Politicile monetare în cele mai importante economii ale lumii cel mai probabil vor continua să se năsprească. În zona euro, perspectivele inflației și ale activității economice degradează din cauza crizei energetice. Rămâne valabilă ipoteza că economia Federației Ruse va fi afectată pe termen mediu și lung de sancțiuni, în pofida ameliorării pe termen scurt de la creșterea prețurilor la resurse energetice. BNM va monitoriza în continuare procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile asociate, iar deciziile ulterioare a Comitetului Executiv vor depinde de perspectivele actualizate ale inflației. Următoarea ședință a Comitetului Executiv a BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 8 noiembrie 2022, conform calendarului aprobat. Asta am avut să vă comunic, vă rog dacă sunt întrebări. Da, vă mulțumim acum dacă aveți întrebări referitor la decizia de politică monetară. O primă întrebare este din partea ProTV, este o întrebare mai complexă. De ce în condițiile în care economia Moldovei este în scădere, are o creștere negativă, inflația a ajuns la 34%? Există riscuri energetice? Și dacă în contextul în care avem un război în proximitate, moneda națională este atât de stabilă sau chiar s-a apreciat atât în raport cu euro sau chiar cu dolarul american? Mai întâi să facem constatările corecte, deci leul moldovenesc este bine relativ stabil față de un portofoliu de valute, dar punctual față de dolar, noi avem o depreciere ușoară de la începutul anului cu circa 9% și o ușoară apreciere față de euro. Aprecierea față de euro este legată de faptul că, propriu-zis, euro s-a depreciat pe bursele internaționale față de dolar. Cursul de pe piață, cursul de schimb, reflectă de fapt situația de cerere și ofertă de valută. Noi avem o ofertă suficient de robustă și mare de valută pe piața noastră, care vine în mare măsură de la exporturile de producție agricolă din anul trecut. Noi, vă aduceți aminte, anul trecut am avut o recoltă record de producție agricolă și atât încă acele exporturi continuă și anul acesta și în trimestrul 1 și 2, chiar în trimestrul 3, continuă să genereze venituri. Totodată vedem că este și o creștere, în special în ultimele luni, a remitenților, care și ele susțin cât situația pe piața valutară, atât și consumul intern. Deci asta fiind puse, ne creează o situație când leul este foarte stabil. Ce va fi în perioada următoare? Da, în perioada următoare vine sezonul de încălzire, o perioadă când tradițional cererea de valută este mai mare decât oferta și aici, de regulă, Banca Națională intervine pentru a preveni careva șocuri și volatilitate excesivă. Același lucru vom face și în acest sezon de încălzire, chiar dacă presiunea va fi mai mare. Noi avem suficiente rezerve, ați văzut ultimele statistici, noi iar ne-am ridicat peste
4 miliarde de dolari la nivelul rezervelor ale statului și cred că avem suficient ca să asigurăm stabilitate în piață. Vă mulțumim, dacă mai sunt întrebări. Агентство «Инфотаг», Александр Танас. Могли бы вы назвать несколько основных индикаторов того, как рынок отреагировал на последнее повышение базовой ставки, когда она стала 21,5%? Спасибо. Bine, este foarte greu să cuantificăm reacția la o decizie de politică monetară. Deci noi am avut o serie de decizii de politică monetară prin care noi am majorat rata de bază pe de-o parte și am majorat rezervele obligatorii pentru a reduce din excesul de lichidități pe piață. Deci efectul cumulativ a celor două s-a produs și noi avem astăzi, până în ziua, până în septembrie, deci statisticile ne arată că ratele a dobânzilor, cât la depozit, atât și la credite, continuă să crească. Deci noi vedem că nu am exact statisticile cu mine, dar pe site-ul BNM ele sunt publicate, deci au crescut suficient și unele și altele. Ceea ce ne face să, de fapt, ceea ce își produce efectele sale la rândul său pe piață, sub aspectul că noi vedem o temperare a creditării, în special a creditării de consum, ceea ce e un lucru foarte bun, noi vedem că oamenii încep să depună depozite la bănci, în special depozite la termen, ceea ce e un lucru iarăși foarte bun și încă o dată confirmă ceea ce ne-am dorit noi, ca oamenii să-și schimbe preferințele de la consum spre economii. În condițiile unei inflații mari este un lucru extrem de pozitiv. Deci astea sunt rezultatele acelor politici de politică monetară care noi le-am luat. Ele continuă să-și producă efectul. Deci noi vedem că încă se ajustează ratele în piață, încă mai urmează să urmare a deciziei precedente, să fie ajustate rezerve obligatorii, ceea ce creează condiții pe piață pentru a promova acele obiective care le-am enunțat chiar și în comunicatul de presă. Vă mulțumim pentru răspuns. Întrebări dacă mai sunt, vă rog. Portalul Politic Media, domnul guvernator, spuneți-ne de ce Republica Moldova în continuare are o inflație atât de mare dacă privim la nivel regional. De fiecare dată politicienii afișează acest tablou unde Republica Moldova, spuneam, înregistrează această inflație. Cât credeți că va dura această tendință? Noi asta anterior ați vorbit că veți încerca să țintiți, să micșorați această inflație către sfârșitul anului, începutul anului viitor. Asta ar fi prima întrebare. Deci, dacă să vorbim de inflația anuală, într-adevăr, noi avem un nivel de inflație care a ajuns la 34,3% la finele lunii august. Este o inflație destul de mare, dar dacă vorbim de ritmurile de creștere a acestei inflații, noi deja suntem în zona în care o au mai multe țări, deci nu suntem fruntași, da, la ritmul de creștere a inflației. Noi vedem că sunt alte țări care din regiune, din țările baltice, țările vecine, care au un ritm de creștere a inflației mult mai mare ca noi. Ceea ce înseamnă că decalajul între nivelul nostru de inflație și nivelul din țările celea se va îngusta și într-o măsură oricare ne vor ajunge din urmă. Dar totuși la noi rămâne o inflație poate mai mare și aici probabil trebuie să găsim răspuns la întrebări în structura economiei noastre, în felul cum este asigurată securitatea energetică, ce rezerve avem noi energetice. Noi practic nu avem, iată, mă uitam structura economiilor alte țări, majoritatea, chiar și țările care nu au propriile resurse, zicem, naturale, au resurse alternative de energie. Energie eoliană, energie verde.
și care într-o mare măsură acum compensează aceste șocuri pe energie. Și în același rând, cum am mai zis, suntem o țară mică, o țară deschisă, iarăși, având în vedere că economia noastră este mică, propagarea prețurilor externi, șocurilor externe la noi are loc mult mai rapid decât în economiile mai mari. Și nu în ultimul rând, iar de reiterez, noi până la aceste șocuri inflaționiste am avut foarte multe prețuri reglementate nejustificat de joase, care erau menținute joase artificial. Acum ele nu mai pot fi menținute la același nivel și ele se ajustează și pasul de ajustare este foarte mare, având în vedere șocurile externe. Probabil că mă repet că lucrurile astea mai le-am spus și ca ultimul factor nu trebuie uitat nivelul nostru de expunere față de economiile din Ucraina, Rusia și Belarus în ansamblu. Cred că avem una din cea mai mari din regiune, comparație cu alții. Dar încă o dată reiterez, la moment, inflația lunară la noi este de 0,8%, ceea ce este un nivel deja cu mult mai mic decât foarte multe țări din regiune. Ceea ce arată că la noi se temperează ritmul de creștere a inflației. Așa cum am mai spus, așteptările noastre sunt că dacă nu vor fi șocuri mari, atunci noi în sfârșitul trimestrului 3, în trimestrul 4, vom avea picul inflației, după care inflația va începe să meargă pe un trend descendent. Astea sunt prognozele noastre și până una alta ele se adeveresc. Da, și o altă întrebare, profitul net al sectorului bancar în primul semestru anului în curs a fost de 1,6 miliarde de lei, conform datelor băncii naționale. Vreau să vă întreb în legătură cu aceste profituri pe care le înregistrează băncile de la comisioane, de la diferența de curs, mai sunt și din VMS-uri, care sunt tendințele în general? A fost o sugestie către bănci în perioada de criză, în pandemie, să nu plătească dividendele la acționari pe fonul crizei care exista. Acum, în general, care este situația? Acest sector înregistrează profituri și, în general, acești bani unde se direcționează? Mersi. Deci, faptul că sectorul bancar este profitabil, întotdeauna este un indice bun. Asta e un indice că sectorul este stabil și robust. Deci noi comparăm cu ce? Comparăm cu anul 2020-2021, când ratele erau foarte mici pe piață, când piața foarte mult stagna. Efectiv și profiturile la bănci erau mai mici. Anul acesta ratele au crescut, respectiv și băncile au și un profit mai mare. Deci nu avem acea stagnare pe care am avut-o în anul 2020 și începutul anului 2021. De ce este un lucru bun profiturile băncilor? Pentru că asta este o sursă de capital pentru bănci. Cu cât mai mult capital au băncile, pe de o parte ele sunt mai stabile, pe de altă parte ele au posibilitatea și mai mult să-și lărgească portofoliul de credit. Respectiv, profiturile în situația în care noi descurajăm plata dividendelor rămân la bănci ca să asigure acea bază, pe de o parte, de stabilitate, pe de altă parte, de creșterea portofoliilor, în special în anul viitor, când economia va avea nevoie de susținere, inclusiv din partea sectorului bancar. Întrebări, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt, atunci vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai reușită în continuare. Mersi mult!